De dimineață, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 56 de percheziții în mai multe județe din țară: Neamț, Iași, Mureș, Bistrița-Năsăud, municipiul București. Cele mai multe, 21, în județul Suceava. Scopul: destructurarea unei rețele organizate pentru contrabandă cu țigări. Pe locația asta este autorizat de percheziții. Nu o vom vedea care. Acum. Ce vă întreb, înainte de a începe pe... Dacă aveți în imobil, în dependențe sau undeva, sume mari de bani, țigări sau alte bunuri și alte lucruri care nu pot fi justificate. Nu. Țigările aduse din Republica Moldova și Ucraina nu erau destinate doar pieței din România. Aceste țigărete erau prin Interpol plasate inclusiv pe piețe din Marea Britanie, Germania și Spania. Membrii grupării sunt suspectați că au traficat aproximativ 30 de milioane de țigarete, în valoare totală de circa 3,2 milioane de dolari, din care s-au capturat 7,1 milioane de țigarete cu o valoare de piață de circa 1 milion de dolari. Anchetatorii nu au găsit doar atât, ci și o linie completă de producție a țigaretelor, apreciată de specialiștii Autorității Naționale a Vămilor ca fiind cea mai modernă unitate de producție capturată în România. Unul dintre cele mai sonore nume implicate în acest dosar este Paul Iova, cunoscut anchetatorilor pentru fapte similare de contrabandă cu țigări, dar și pentru trafic de droguri, fapte petrecute în 2010. De fiecare dată, anchetatorii l-au scăpat printre degete, iar judecătorii l-au eliberat. Cele 61 de persoane care sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, fals material în scrisuri oficiale, fals privind identitatea, uz de fals, tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în dauna bugetului consolidat al statului și trecere ilegală a frontierei de stat a României, sunt aduse la parchetul Suceava pentru audieri.